fiecare persoană care ține la sănătatea dinților săi trebuie să-și întocmească o listă cu ce e ce-i bine și ce e ce-i rău pentru sănătatea dinților săi. Iar Ana Băstan, care este expertul farmaciilor Hipocrate, ne va spune ce intră în aceste liste. Cunoaștem foarte bine că o piere de dinți aleasă incorrect poate face rău sănătății bucale. Cum totuși alegem o piere de dinți? O periuță de dinți, în primul și în primul rând, trebuie să corespundă următoarelor criterii. În cazul în care dinții sunt sensibili și gingiile sângerează, trebuie să folosim o periuță de dinți cu perii moi. În cazul în care dinții sunt sănătoși și gingiile nu au pretenții la sângerări, atunci folosim periuța de dinți care are perii medii. Dacă să ne referim la ce punem pe periuța de dinți, gama pastelor de dinți este una impresionantă. Cum este corect să o alegem pe cea potrivită? Dacă e să vorbim referitor de pastele de dinți, avem paste de dinți pentru copii, pentru copii juniori și respectiv pentru adulți. Pasta de dinți ar trebui să reîmprospăteze respirația și să nu formeze placă dentară pe parcursul a întregii zile. După cum ați menționat, sunt paste de dinți, de fapt, și perii de dinți care sunt clasificate pentru adulți sau pentru copii, dar observăm că și în cazul copiilor sunt paste de dinți care sunt împărțite după segmente de vârstă, de la 0 până la 1 an, de la 1 an până la 3. Din ce considerent s-a ajuns la această gradație, cu această clasificare? Fiecare copil ar trebui să înceapă igiena orală de la primul dinte. Atunci când folosim brandul La Calut, da? Este cu aceeași componență practică și pasta pentru adulți, acea pentru copii, vreau să zic, pentru că are același în conținut, același component care este aminofluorora, deci nu este fluor într-o echivalență de 6 ori mai puțin. Deci în pasta pentru copii. Ca să fie inofensiv pentru... Exact. Dacă va fi o înghițire accidentară a copilului, el nu o să dăuneze organismului copilului. Plus la toate, pasta de copii nu conține zahăr, dar conține vitaminele A și vitamina E, ceea ce este benefic de la primul dinte. Ultima perioadă avem un trend foarte bogat și foarte intens de diferite publicități de paste de dinți pentru înălbire, deci zâmbetul de Hollywood și așa mai departe. Deci tot felul de filmulețe cu paste de culoare neagră cu care periez dinții pentru înălbire. Dar dumneavoastră, ca cunoscător a componentelor pastelor acestea, cât de sigure sunt pastele astea negre de înălbire și așa mai departe? Deci dacă e să vorbim referitor de pasta de dinți care dă posibilitatea să înălbească dinții, atunci vorbim despre agenții de oxidare care participă în acest proces. Bicarbonatul de sodiu, de obicei utilizat în acest moment, și peroxidul de hidrogen. Acești doi componenți se activizează și deci practic șterg smalțul și respectiv îl luminează. Respectiv ar putea apărea hipersensibilitatea dentară sau hiperestezia, cum o mai numesc specialiștii din domeniu. Dar, într-un final, aș spune că ar fi bine să citim ce este scris în componența pastei care participă la albirea dinților noștri și să știm termenul de cât am avea dreptul să utilizăm această pastă de dinți. Eu am o cunoștință stomatolog. El spune că o să-i dea medalii celui care a inventat scobitoarele. Da. El aduce clienți la stomatolog. Igiena minuțioasă a dinților are o importanță care nu o putem subestima. Deci, cu atât mai mult că dinții cu o igienă precară pot duce la diferite afecțiuni, mai ales a tractului gastrointestinal. În așa condiții, alegerea unei paste potrivite și a unei periuțe potrivite este foarte importantă. Urmează. Îmi crește o cocoașă. Care eu singur nu-s bucuroasc, este. Mesaj pe care l-am primit de la Natalia Solonari. Mă scol cu disconfort, mă scol cu dureri de cap, dureri de gât. Ce soluții sunt? În cazul Nataliei sunt 3 tipuri de tratament. Aflăm în câteva clipe.
Lipomul, sau cum mai sunt numite în popor bulele de grăsime, pot provoca nu doar un disconfort fizic, dar și complexe majore, pentru că arată inestetic. Și, bineînțeles, ironia sorții face ca aceste formațiuni să ocolească în mare parte bărbații și să apară anume la noi, femeile, care suntem practic obsedate de felul cum arătăm. Timp de 18 ani, Natalia a încercat să ascundă prin diverse modalități lipomul de pe spate, însă acesta s-a mărit în dimensiuni și astăzi arată ca o cocoașă. Cum i-a afectat viața și cu ce rugăminte s-a adresat Natalia la echipa doctorii, vedeți în câteva clipe. Mă numesc Natalia, am 38 de ani, sunt din satul Lăpușna, sunt căsătorită, am 2 copii. Încă din copilărie am observat un disconfort, o umflătură la spate. Întrebam desori pe mămica, adică poate eu observă și am, nu se observa pentru că eram plinuță de felul meu. La vârsta de 20 de ani am observat-o încă mai tare pentru că am adăugat un urmăsar și ne-am adăugat multe kilograme și am observat că este mai mărit ca de obicei. Și cu anii am început a crește. Dacă inițial mă deranja estetic, arăta destul de urât, mă strădeam să acoper cu diferite haine. Dacă ies din casă, trebuie să mă îmbrac, să-mi pun ori o haină cu glugă, ori cu guleraș, ori îmi pun un fular, ceva ca să-mi astupi. Dacă mă ducem la o sărbătoare, părul întotdeauna lăsat lung, ca să nu se observe. Deja aspectul fizic a trecut pe alt plan pentru că mă deranjează din punct de vedere al sănătății. Am disconfort la somn, mă frige, mă doare. Dacă stau mult timp pe spate, am amețeli când mă scol brusc. Iată aici eu dorm. De obicei dorm cu două perni. Am o pernă simplă și am o pernă ortopedică. Cu dânsa mă simt mai bine să dorm, pentru că când stau pe o parte, îmi vine mai ușor la gât. Nu am așa dureri, nu mă amurte, nu mă doare. Nu e atât de plăcut că stă mereu cineva și să uite și ai acolo sau te întreabă, dar și ai acolo. Chiar recent am fost într-un loc public și am observat pe doamnă care a văzut și a făcut Sfânta Cruce că a văzut așa ceva, că Doamne ferește, duc să pustii, dar asta nu e Doamne ferește, asta e o afecțiune care eu singur nu-s bucuroasă că este, pentru că te-ar dure o mână, o cap, iei o pastilă, dar aici nu știi ce să faci. Am încercat metoda din masaj, dar oricum asta nu și-a dat rezultate. Am o întrebare la doctor, având în vedere că eu acum sunt însărcinată, am 10 săptămâni, cum aș putea eu să rezolv problema după sarcină și în timpul sarcinei cum să fac, ca viața mea și modul meu de trai să mi se ușureze. Natalia, eroina din reportajul nostru, este alături de noi, iar chirurgul Sergio Urati o va examina și ne va spune în cele ce urmează ce soluții pot fi pentru problema cu care se confruntă Natalia. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Ce te deranjează acum? La moment, pe mine, tare mult mă deranjează în timpul somnului. Adică mă scol cu disconfort, mă scol cu dureri de cap, dureri de gât, amețeli, depinde. E foarte incomod să dorm. Chiar mă scol și în timpul nopții, din cauza că mă afectează foarte mult. Așa, am înțeles. Sergiu, ce înseamnă un lipom? Și, în general, de unde, cum apare el? Bine, lipom este o formațiune benignă, care nu ar trebui să vă facă să retrăiți, deci nu este un cancer, da? Deci apare deseori într-un loc și nu creează niciun simptom, până nu crește în dimensiuni mai mari și nu începe să includă în formațiunea sa terminații nervoase. Numai atunci el devine simptomatic. Până atunci nu se simte și doar, probabil, în unele situații deranjează estetic. Bine, nu se simte, dar se vede. Din ce considerent apare lipomul? Nu sunt cauzele bine stabilite în apariția acestor formațiuni. Sunt câteva voci care spun că s-ar putea să fie cauza genetică. Unii spun că din cauza alimentației. Alte studii arată că din cauza nivelilor crescute de trigliceride care apar secundar în situații când apare o boală hormonală. Eu am să te rog să vezi
ce are Natalia și să ne spui cum o putem ajuta. Natalia, haideți să mă uit ce aveți acolo. Cam în cât timp a apărut? Deja de 18 ani, dar el adică crește. Și disconfortul cel mai mare când apare? Dimineața. După ce mă trezesc cu gâtul. Gâtul mă doare foarte mult și capul. Foarte tare mă. Pot să mă trezesc cu amețel brusc. Trebuie să stau un pic ca să mă liniștesc și apoi pe urmă. Sergiu, ce variante de tratament sunt acum în Republica Moldova care o pot ajuta pe Natalia? În cazul Nataliei sunt trei tipuri de tratament care ar putea fi eficiente în cazul dumneavoastră. Varianta optimă este metoda de lipoaspirație care o putem face cu ajutorul acestui dispozitiv. Deci este lipoaspirație cu vacuum care ne permite să facem aspirarea acestei formațiuni fără a lăsa cicatrici vizibile. Varianta numărul 2, varianta clasică, este metoda chirurgicală unde se face o incizie mai lungă care în medicina modernă practic nu se mai utilizează în cazul lipomelor. Și varianta numărul 3 este injecția cu steroizi, injecția cu hormoni, dar iarăși este o metodă care rămâne foarte rezervată pentru că are foarte mult efecte adverse. Tine, vă mulțumesc frumos! Deci, Natalia, cumva rămâne la latitudinea ta să decizi ce vei face. Aștepți să vină pe lume bebelușul și apoi rezolvi problema cu cocoașa ta. Ori poate există posibilitatea ca aceste lucruri să fie făcute cumva în tandem. Așteptăm din tăi bebelușul. Pentru o problemă care părea a fi fără soluție, am văzut că medicina de astăzi oferă mai multe opțiuni de tratament. Puteți scăpa de un lipom în cel mult 2 ore. Rezultatele sunt impresionante. Heroinei noastre de astăzi nu rămâne decât să aleagă metoda pe care o consideră mai potrivită. Urmează metoda inovativă pentru tratarea definitivă a aritmiilor. Acestea sunt unele din puținele boli pe care putem să le eradicăm. Mulțumesc din inimă pentru inimă. Mi-a salvat soțul de la moarte și nu a fost dumnealui, el nu mai era el în viață. Stați aproape, revenim în câteva clipe.